În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social Vâlcea, la sediul Prefecturii Vâlcea, a avut loc un dialog constructiv pe tema tinerilor niți și a oportunităților de integrare pe piața muncii. Încă din anul 2021 și până în prezent, reprezentanții AJOFM au derulat 4 proiecte cu finanțare europeană, în urma cărora peste 1100 de tineri din categoria niți, iar alți 23 au absolvit programe de ucenicie. În perioada ianuarie 2021-august 2023, AJOFM a înregistrat un număr de 2800 de tineri. AJOFM Vâlcea a derulat 4 programe cofinanțate din Fondul Social European. Un proiect în perioada 2017-2022, la nivel național, a fost implementat proiectul european Intespo. Obiectul principal al acestui proiect a fost acela de a identifica și înregistra în evidență tinerii niți. Au fost identificați un număr de 3400 de persoane eligibile. Și 3 proiecte privind activarea și mobilitatea tinerilor niți. Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă sunt creșterea șanselor de ocupare a persoanelor cu trei în loc de muncă, stimularea angajatorilor, promovarea participării pe piața tinerilor. Creșterea șanselor de ocupare se realizează în principal prin informare și consiliere profesională, medierea muncii, formarea profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente, completarea veniturilor salariale ale angajaților. Programele de ucenicie reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrată a contractului de ucenicie. Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani care doresc să învețe pornind la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații directe la locul de muncă. Tinerii din categoria niți pot beneficia și de programe de continuare a educației, atât pentru învățământ primar și secundar, cât și pentru dobândirea unor competențe profesionale. Programele de continuare a educației, a doua șansă, se adresează adolescenților, tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și generalizat. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învățământului obligatoriu, fără a fi nevoite să-și întrerupă eventuale activități profesionale sau familiale. Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să înscrie în acest program. Serviciul public de ocupare derulează și alte măsuri, precum încheierea unor protocoale de colaborare cu parteneri, agenții economici, instituții publice sau organizații neguvernamentale, având drept scop creșterea șanselor de integrare, reintegrare profesională pe piața muncii. În concluzie, Serviciul public de ocupare județean, singur sau în parteneriat cu alte organizații și instituții, implementează programe coerente dedicate tinerilor, urmărind reducerea decalajului față de media europeană al gradului de ocupare pe piața muncii al acestei categorii.